Stimați colegi, nu sunt în general de principiul extinderii și aplicării sancțiunilor penale cu orice preț. În schimb, de această dată, lucrurile nu stau așa cum ne așteptam. Am considerat întotdeauna că acolo unde bunul mers al lucrurilor se poate face prin educație, este foarte bine să se întâmple așa, pentru că este și un mare câștig. În fiecare toamnă și primăvară, dealurile și câmpiile țării ard ca o torță. Ne desenează așa în mare tabloul năvălirilor barbale de odinioară. S-a creat o obișnuință ca oamenii să își cosească hectarele pe care le dețin cu bricheta. Acest reflex căpătat în timp a făcut ca ani la rând să cheltuim foarte multe resurse și să avem foarte multe pagube. Vă dau un exemplu. La Buzău, în această primăvară, am avut 10.000 de hectare pârjolite, iar focul abia a fost ținut sub control. Pentru asta a trebuit să apelăm pentru prima dată la două avioane ale armatei, Spartan, ca să putem ține incendiile sub control. A fost nevoie așadar de intervenția armatei. A urmat Delta Dunării, unde a fost un incendiu devastator, și pe 30 martie am avut și prima victimă umană la Bacău. Prin propunerea legislativă pe care am inițiat-o, am dorit înăsprirea pedepselor pentru cei ce se fac responsabili de aceste fapte, atât în ceea ce privește contravențiile, cât și în ceea ce privește infracțiunile. Am pus sub incidența pedepsei cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, fără posibilitatea aplicării amenzii, fapte care acum sunt pedepsite cu închisoarea de la 3 luni la 1 an și am extins aplicarea acestor sancțiuni, indiferent dacă sunt comise în arii protejate sau nu, pentru că legea prevedea că astfel de sancțiuni penale se aplicau doar în cazul ariilor protejate. Mai mult, prin această inițiativă am extins sfera personalului din instituțiile care pot constata săvârșirea infracțiunilor și care trebuie să aducă faptele la cunoștința organului de urmărire penală competent. Poate că prin coerciție acest obicei barbar care s-a dovedit că duce la pagube însemnate, victime umane, dar și pagube de floră și faună, despre care am vorbit foarte puțin și se vorbește foarte puțin, acest obicei probabil că nu va dispărea în totalitate, dar va crește capacitatea organelor competente de descurajare și va crea contextul unor anchete penale care să aibă în cele din urmă și rezultat. Acela de a găsi făptași. Salut votul dumneavoastră dat în plenul Senatului și sunt sigur că această lege va trece și de Camera Deputaților și va ajunge la promulgare.